Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Reacțiile tale. Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Matei, capitolul 7, versetul 17. Stai o clipă și gândește-te la aceste două întrebări. Prima. Cum reacționezi când ești tratat pe nedrept? Un bărbat se oprea în fiecare dimineață la un chioșc pentru a-și cumpăra ziarul. Vânzătorul de la Tejghia era mereu răutăcios, dar cu toate acestea, clientul îl trata mereu cu politețe. Când un prieten l-a întrebat pe client de ce era în continuare amabil față de asemenea obrăznicii, el a răspuns, de ce să las atitudinea lui să-mi dicteze mie atitudinea? A doua întrebare. Cum reacționezi când ești ispitit? Poate spui, îl iubesc, e căsătorit și știu că nu e bine, dar nu mă pot abține. De fapt, poți. Poți sta ore întregi ascultând istorisirile unor femei care și-au pierdut soții din cauza infidelității. Poți să te uiți în ochii copiilor lor. Poți să asculți glasul trădării și să vezi promisiunile încălcate din privirea lor. Atunci vei gândi altfel. Biblia spune, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Galateni, capitolul 5, versetul 16. Îți poți întoarce gândurile spre Dumnezeu în orice clipă și acestea se vor schimba. Sentimentele sunt asemenea unor copii răsfățați. Necesită timp pentru îndreptare, dar dacă îți ațintești gândirea spre Dumnezeu, în cele din urmă, sentimentele tale vor fi în concordanță cu gândurile. Când vei privi în urmă, te vei bucura că te-ai lăsat călăuzit de Dumnezeu și nu de propriile tale porniri. E ca și cum ar exista o rețea a Duhului Sfânt la care te poți conecta oricând. Când îl rogi pe Dumnezeu să-ți călăuzească gândurile, oprește-te și ascultă ceea ce-ți spune. El te va călăuzi.